Bună ziua, bine v-am găsit. Am de extras un scoop. Astăzi suntem pe data de 28 iulie 2024. Acest scoop mi se pare că a fost cel mai productiv. Acum să văd ce mai găsesc prin el. Să vedem ce mai găsim prin el. Teoretic miere, dar să văd câtă, fiindcă el a fost, îi făcusem loc, marca am mutat-o jos. Acum să văd dacă am mai băgat ceva miere între timp. Surpriza ar fi dacă mai băga. Da. Așa. Vom vedea. Voi vedea. În primul rând am rame care i le-am dat ca să aibă loc. Acesta arată bine, are un cap. Cred că este încă cel mai activ în cat față de alte colonii. Aici are un pic de miere, un pic acolo, nu foarte mult. Dar tot ce găsesc miere în cat va fi extras. A prins bine fumul. Deci să începem să ne uităm câtă miere. Deci el a mai dat 30 de kilograme. Arată superb. Deci începem și scoatem. E căpăcit foarte bine. O să fie un pic ele deranjate acum, dar e în regulă. Trebuie să înlocuiesc și ramele goale. Durează un pic, dar asta este. Bun, următoarea ramă. Încă una. Asta mai are și ceva puie de trâmpări. O scoatem normal, nu o lăsăm. Nu știu de ce unii apicultori au impresia că doar, cum să zic eu, doar anumite regine fac miere, mă. Lăsați-mă prostia, mă, că face albina miere, aduce, are puiet. Are puiet la data respectivă, când trebuie. Apicultorul le tratează și face datoria. Și apare un cules și tu să fii pregătit. Bun, aici avem miere, dar e necăpăcită. O lăsăm, o lăsăm pentru familie. O
lăsăm și la albinuță. Am observat că dacă îi lași miere deasupra, se stimulează mai bine colonia. Asta este o astfel de colonie care îi lași mierea. Ia să vedem aici. Deci ca pontat regina, așa e. Așa se comportă, dar nu. E miere, dăm la o parte. E bine că a avut loc, fiindcă a reușit să depună matca în cuib, probabil arată binișor. Iată o altă ramă cu miere. Bun, o scoatem. Le scoatem tot ce vedem că e așa mai căpăcit, arată mai bine, să zicem. Așa. Bun, bun. Acum dacă aș face o medie per stupină, 10 kg este per stupină mie. Nu e cine știe ce. Dar nu știu dacă... Nu știu dacă este corect față de stupii care au dat miere, față de roișor, cu toate că fiecare a dat câte un pic. Au mai dat câte o ramă. Fiecare colonie a dat câte un pic de miere. Bun, asta cred că e ultima ramă pe care o scot. Trebuie să-i verific și cuibul. Aici sunt rame care mai au un pic de miere, dar vor funcționa. A, uite și aceasta merge dată. Extras, deci două rame. Două rame și asta rămâne. Celea două rame trebuie scoase. Bine, să-mi fac loc. Trebuie să-mi fac loc să umblu în cuib, fiindcă și din cuib o să duc ramele. Anumite ramele voi duce sus. Așa. A doua ramă. Deci un 10 kg a ieșit, pe lângă 30-40 e suficient. Asta dacă măsurăm stupina în miere. Eu prefer să măsor stupina în albina, în albina sănătoasă, că dacă ai albină, dacă e un cules, atunci vine și miere. Desprind sfatul. Așa.
Aici este cuibul acum. Să vedem ce găsim în cuib. Adică văd ce rame îi las lui aici. Nu-i rama cu care ar trebui să încep, dar mi-e teamă că are puiet în restul ramelor. Asta sigur vine în cap. Haide. Da, această ramă e goală și o punem în cap. Să acopăr un pic capul. Așa că mai e timpul să ne uităm prin cuib. O ramă cu un pic de miere, cu păstură, o lăsăm, nu știu dacă să o las, hai să o duc în cat și apoi, aș duce-o în cat, dar am o ramă aici care nu-mi place, tot cade această ramă. Poate e bună asta de dus în cap. Nu este bună că e plină cu puiet. Urâtă rama asta, nu-mi place, asta este. N-ai ce să-i faci, așa trebuie să stea. De-a mașină că zici. Cum așa, le-am supărat că ia acea ramă, n-am ce să-i fac, încă asta e. Dacă le zgâții ramele prea tare, se necăjesc pe tine. Iată ce de puiet are, și puiet frumos. A fost foarte eficientă turta și pe lângă turtă, iată, și spațiul de oat. Thank you.
concentrare, că e dimineață și încă n-a plecat cu legătoarea. Așa, ușor. Ușor, ușor. Cu răbdare, dacă îți pierzi răbdarea cu o familie care e mai agresivă, atunci îi bai. Da, această colonie nu prea mai ai ce să-i faci. Are la puiet, iată. Chiar mă uitam că sunt apicultori care văd o anumită cantitate de puiet la ora asta, adică nu-i prea mult la ora asta, de ceva de gen, da? Păi nu este mult. Dimpotrivă, cu cât ai mai mult puiet la ora asta, cu atât mai bine. Ușor. Asta e a treia oară când umblu la această colonie anul ăsta. Am umblat acum 2 săptămâni când am scos mierea. Nu prea este el obișnuit cu gâdileala asta ce eu fac acum. Bine, i-am mai aplicat tratamente. Aici am larvar aici. Oho, mult larvar. Toată era mai plină cu larvar aici. Între ele trebuie să le las un pic. Vezi de treabă că nu ai ce să le faci astea. Aici am o regină carpatină, n-am vrut să zic, dar este foarte agresivă. Are vreo 10 rame cu puiet. Nu înțeleg agresivitatea ei. Este singurul care este așa agresiv. A dat el miere tot, dar în anumite condiții aș elimina această regină din stupină. Are o agresivitate din asta. N-ai ce să-i faci, pur și simplu. Are mult puiet, clar, a dat și miere, mai am o ramă de verificat. Ăsta nu mai are nevoie de... Aha, n-ai ce să ieri, ia. E și agresivă, a dat și miere, are și puiet, cred că are cel mai mult puiet. Are trântori. Ai zice că are vreo problemă, da? N-are nicio problemă. Singura lui problemă este că e rău. Hai de mine, ce rău e. Nici nu mai introduc a 12-a ramă. Așa-l las. Îi pun turtă. Nu-mi plac coloniile agresive, dar ce să-i faci, asta este. Îi pun și lui turtă, la cât puiet are acolo. Are foarte, foarte mult puiet.
poate uleiurile esențiale o să-l mai liniștească, da? Dar Regina e de vină cu agresivitatea asta. Îi pun turtă suficientă ca să nu mai vin la el prea des. Așa. Bun. Acum să-i pun catul și să fie sănătos. Că n-am chef de el. Agresivitatea se manifestă prin această șicanare, adică că dai cu fum, că dai cu oțet, că n-are nicio treabă. Bun, îi pun catul. Așa. Îi punem catul, are turtă. Așa albinăr ea. Nu mă gândeam că este așa rău. Bun. Am să-i mai aduc două rame date la centrifugă. Doamne, ce rău e. Și ăsta va ierna în 10 rame. Și că nu este importantă iernarea, auzi? E foarte importantă iernarea. Sper că vă mai aduc niște rame goale. Ce răutate de stup! Vai, vai! Totul e să-ți păstrezi cumpătul când ai de o astfel de colonie, să nu reacționezi violent. Așa. Îi băgăm astea două rame și să fie sănătos. Ce să zic mai mult? Am spus, în alte condiții această matcă trebuie căutată și eliminată din stupină, dar având în vedere că are atâta puiet și a dat și miere și e pur și simplu nu vrei să o elimini. Așa, trebuie să înțelegeți că luați înțepături de la o astfel de colonie, cu echipament sau fără echipament, mai iei, n-ai cum să nu iei. Bun, el arată bine, așa s-a liniștit acum că la... Așa că nu-i umblu un cuib, s-a liniștit el acum. Bun. Și mai trebuie să vin la el, o să mai vin la el, fiindcă încep din nou tratamentele cu formic. Au avut o pauză de vreo 3 săptămâni, așa. Bun, deci iată cum arată un stup cățeluș, mai bine zis tigru.
Ăsta e stupul tigru. Bine, l-am ținut eu minte. Până data viitoare, numai bine!